CNSC-ul solicită autorității contractante dosarul achiziției publice. Autoritatea contractantă este îndreptățită să trimită dosarul achiziției publice abia după ce a terminat de redactat raportul procedurii, raportul de atribuire. Prin urmare, sunt situații în care voi contestați, să zicem, documentația de atribuire. Luăm situația pe care am văzut-o puțin mai devreme, municipiul București, cu data de deschidere publicată în 31 iulie, data de deschidere 14 septembrie. Fiind serviciu era mai mare de 387.000, mai mic de 387.000, atunci aveam dreptul la contestație în termen de 5 zile din data de 31 iulie. Prin urmare, pe maxim 31, 1, 2, 3, 4, maxim pe 5 august, eu, deranjat de conținutul acelei documentații, n-aș fi introdus o contestație. Păi ce posibilități are autoritatea contractantă în acel moment? Să-ți ia în considerare contestația și să adopte măsuri de remediere pe care este obligat să ți le comunice, în funcție de măsurile de remediere comunicate. Ofertantul poate renunța la contestația sa, da? Măsurile de remediere sunt suficiente și se transmite în acest sens un act de renunțare la contestație care se duce atât către autoritate cât și către CNSC și CNSC-ul ia act de renunțare la contestație și închide dosarul respectiv. Autoritatea contractantă poate emite măsuri de remediere care să nu satisfacă ofertantul și acesta să nu emită actul de renunțare la contestație și contestația să-și vadă de drum. Autoritatea contractantă poate emite un punct de vedere în care să respingă toate capetele contestației introduse și la rândul său să-și vadă de drum. Ce înseamnă să-și vadă de drum? Înseamnă să nu suspende procedura, nu este obligată să suspende procedura, nu este obligată nici să ia măsuri de remediere, practic își vede de treabă mai departe, pe 14 deschide ofertele, că ne raportăm la acea licitație despre care am vorbit mai devreme, pe 14 deschide ofertele, intră într-un proces de evaluare de minim 20 de zile, președintele comisiei intră în concediu medical, caz fortuit, notă justificativă mai prelungește cu 20 de zile procesul de evaluare al ofertelor și am ajuns la începutul lui noiembrie. Contestația noastră, reamintesc, este introdusă în 5 august. CNSC-ul are termen de soluționare a unei contestații 20 de zile de la data la care a primit dosarul complet al achiziției de la autoritatea contractantă. Păi autoritatea contractantă are dosarul complet al achiziției odată cu raportul de atribuire. Prin urmare, autoritatea contractantă devine obligată să comunice CNSC-ului dosarul achiziției în termen de 3 zile de la data la care l-a completat. Păi ultimul document cu care se completează dosarul e până noiembrie. Deci nu poate să-l trimite înainte de raport, nu? Poate să-l și trimite înainte de raport, dar se poate prevala de... Da. Ori îl trimit după ce am primit de la... De regulă, CNSC-ul solicită autorității contractante în termen de circa 5-7 zile de la data la care a fost înregistrată contestația respectivă, solicită autorității contractante dosarul achiziției. Autoritatea este îndreptățită să transmită dosarul achiziției complet. Și atunci poate să-și vadă frumos de procedura respectivă fără să o suspende, fără să nimic în legătură cu ea.
Singurul lucru care nu se întâmplă în ecuația asta este acela, atâta timp cât există această contestație pe rol nesoluționată, este faptul că autoritatea nu poate semna contractul de achiziție. Prin urmare, contractul de achiziție se semnează fie după pronunțarea de către CNSC a unei soluții, soluție care nu impune reevaluarea ofertelor sau nu impune anularea procedurii. Da? O soluție de regulă în care autoritatea câștigă. Sau mai bine zis, contestația este respinsă. Asta e, de fapt, termenul corect. Contestația este respinsă. În această măsură, autoritatea are voie să semneze contractul abia după ce CNSC-ul s-a pronunțat.